dezvăluire incredibil făcut de Tolontan, cum i-a pus ministrul sportului consilierii să se dea drept admiratori într-o emisiune la radio. Ce întrebări au pus? Ministrul sportului Ioana Bran a folosit un tertip pentru a demonstra ce este în tem în domeniul pe care a fost pus să-l gestioneze. În primul interviu pe care l-a acordat după ce a devenit ministru, tânăra din Satu Mare i-a pus consilierii să sună în emisiunea în care se afla, să se dea drept niște oameni obișnuiți. Îi pun exact acele întrebări la care Ioana Bran știa ce se răspund, potrivit Poloro. Totul s-a întâmplat la emisiunea moderat de Ovidiu Ioan Ioaia la Europa FM. Formatul emisiunii permite ca admiratorii invitatului să intre în direct, prin telefon, îi adreseze aceste uia întrebări. În acest caz, admiratorii Ioanei Bran au fost nimeni alii decât doi consilieri, peletei din bani publici, ale căror voci au fost recunoscute, la radio, de colegii de la minister. Consilierii sunt Alex Ciuchi, Florin Ulcuan, care i-au schimbat numele, i-au pus întrebări aranjate dinainte pentru EFA lor, potrivit Tolo. Jurnal Digitai subliniază ce pe tot parcursul emisiunii, discursul Ioanei Bran scotea la iveală foarte clar faptul că aceasta nu se depune de domeniul sportului, iar interveniile telefonice ale celor doi admiratori au fost pentru aceasta adevărate guri de aer. În minutul 17 al emisiunii, intervine la telefon Marius Ionescu. Bun seara! Vă sun din Bacu. Am o întrebare legat de facility, anume, ce facility trebuie să aibă o firmă privat care investește în sport? Ministrul răspunde prompt. Într-adevăr, acesta e un subiect foarte important care ar trebui discutat în mediul de afaceri, întâlniri cu acetia. Există deja funcționează prevederi foarte clare. Acestea au opiunea de a redirecționa către cluburile sportive, federai, activități sportive 20% din impozitul pe profit în limita 0,5 din cifra de afaceri. Ioan Ioaia adresare, după atâia ani în sport nici eu nu știu aceste cifre, scrie sursa citat. Câteva minute mai târziu, un alt consilier intervine prin telefonie îi de o mână de ajutor Ioanei Bran. Mă numesc Iulian Neam, din Carei, Satu Mare. Înainte de toate, a dorit să o felicit pe domnul Ioara ministru pentru noua funcție, și a dorit să vă pun o întrebare, dacă îmi permitei, referitor la stadiul pregătirilor pentru Euro 2020, un eveniment extrem de important pentru România. Ovidiu Ioan Ioaia intervine, până acum, tot asta am vorbit. Nu ai ascultat emisiunea. La care ministrul îl apre pe ascultor, poate ce se tătea pe fir, pardon, pe linie, îi nu auzea. După care Ioana Bran răspunde pe nervi suflate, cele patru stadioane necesare Euro 2020 sunt considerate obiective de interes public important național. Se lucrează intens.
Comitetul Interministerial s-a întâlnit azi. Au fost prezentate public stadioanele. Imediat vor fi demarate lucrurile, se mai arată în articolul de pe Toloro. Potrivit jurnalilor citai, Marius Ionescu din Bacu este, de fapt, Alex Ciuc, consilier pe probleme de sport itinerant al ministrului, Iulian Neam este Florin Ulcan, un alt membru al cabinetului ministrului Ioana Bran. Contactat de jurnal subliniere-ti, Mulcan a negat ce ar fi făcut acest lucru, susținând ce el se află în Polonia, iar Alex Ciuc nu răspuns la telefon. Ioana Bran este fiica milionarului din satul mare Ioan Bran, patronul distileriilor Bran. Tânăra s-a înscris în PSD în 2010, în 2012 a fost ales consilier județean, iar în 2016 a devenit deputat. Înainte să fie numit la conducerea ministerului, a lucrat ca PR la firma tatălui său.